plimbat înaintea acestei întâlniri la nivelul celor două familii regale și ne-a dus până în pragul, până în pragul războiului. Îi mulțumim foarte, foarte mult. Acum am să rog pe domnul profesor Marian Stroi, mi-a promis textul aveți, va fi cât se poate de succint în expunerea asta. Nu, ca vorbe cu niciodată. Domnule director Ciuceanu, domnule ambasador Buga, domnule profesor Scurtu, distinși colegi, am o sarcină foarte grea pentru că sunt la capătul unei zile pline de evenimente foarte interesante. Vi s-a prezentat întâi în 1914 în tot ce a avut el. Cu permisiunea noastră, eu am să încerc să lărgesc puțin proiectorul și o să înțelegeți îndată de ce. Deci, 1 iunie 1914 este capătul, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Eu am să vă prezint începutul. Începutul e mai complicat. Începutul datează din vara lui 78, atunci când, așa cum a arătat profesorul Scurtu, ni s-au comunicat deciziile tratatului de la Berlin. Nu erau prea încurajatoare. Opinia publică ar fi preferat mai curând să piardă independența decât să renunțe la cele trei județe. Cam asta era starea de spirit în România celor vremuri. Vedeți, noi acum judecăm prin prisma lui 2014. E cu tot o altă abordare. Viziunea mea este puțin mai eretică, ca să spun așa. Vedeți, exista în acea vreme principiul compensației. Și în schimbul a ce ți s-a luat, ți s-a dat. Deci s-a dat un teritoriu de 14.000 de kilometri pătrați pe care ți se oferea acces la mare. Deci în prima dată tu puteai să ai port la Marea Neagră. Era o regiune care se numea atunci Dobrogea și care putea fi colonizată. Deci acesta era esența schimbului. Nici nu încerc să spun că era un schimb echivalent. Dar vreau să spun că în schimbul acelei pierderi ți s-a oferit ceva. Aceasta a fost o compensație teritorială. Cât de dreaptă sau nedreaptă nu este măsura mea să judec. Da? Din acel moment, pentru România a apărut o problemă. Din vara lui 1878 s-a încercat să o sintetizez. După ce a fost recunoscută independența de către primele două puteri, respectiv de Rusia și Austro-Ungaria, care au cele mai interesate să ce o recunoască, polițienii români și-au dat seama cu multă disperare de faptul că tu în momentul acela n-avea niciun pilon. Asta e realitatea. În 1878, începând din 78 și mergând în anii care curgeau, România practic nu mai avea niciun sprijin în politica sa externă. Ea nu se putea alia cu nimeni. Și nu mai avea, de fapt, pe nimeni alături de ea. Asta este realitatea. Și atunci, în această postură de echilibru, primul ministru de atunci, a cărui înțelepciune politică nu poate fi pusă nicio clipă la îndoială, și împreună cu regele Carol, s-au gândit că trebuie să găsească o soluție, o alternativă. Ideea este următoarea. Vezi, când propui o alianță, nu este suficient să o vrei tu. Dacă înțelegeți ideea, trebuie să fie cineva dispus să ți-o acorde, să ți-o accepte. Ideea este următoarea. Cea care în acel moment era dispusă să adere la această propunere, că ăsta este cuvântul, era Austro-Ungaria, care avea interesele ei. Austro-Ungaria avea tot interesul să controleze peninsula balcanică, să își controleze francul stâng, să opună rezistență Rusiei pe planul acesta sud-european. Din această cauză, Austro-Ungaria era dispusă să încheie cu tine o alianță. Dar în momentul în care lua Austro-Ungaria, era într-un termen modern, era o alianță luată la pachet. Tu nu luai numai Austro-Ungaria. Era o alianță suprastatală. Automat trebuia să iei și Germania. Deci aceasta e ideea. În momentul în care marșai alături de Austro-Ungaria, trebuia să înțelegi clar că mergi alături de Germania. Din această cauză, acei doi oameni politici plini de răspundere și cu o înțelepciune de viitor remarcabilă, mă refer la Carol I și la Ion Cebrătianu, au înțeles că ea nu va fi populară în țară. Înțelegi ce vreau să spun. Nu va fi o alianță primită cu satisfacție de opinia publică, chiar dacă Franța nu mai era ce era în om cel moment. Din această cauză, alianța asta care până la urmă s-a încheiat în 1883 a fost ținută secret. Afară de șefii de partide și de prim-miniștri care se rotau la conducerea țării, care nu a comunicat nimănui acest conținutul tratatului. Tratatul acesta a urmat să prelungească din 10 în 10 ani. Și bineînțeles că timpul trece, și a venit și 1913, cu războaiele balcanice și cu achiziționarea cadrilaterului. Acesta este momentul în care alianța, în chip firesc, s-a erodat, este un proces politic normal în orice alianță, s-a erodat și unul din pilonii, alianța Austro-Ungaria. Deci din acel moment lucrurile începeau să scârție.
Și acesta este fondul pe care se va produce întâlnirea de la Constanța. De fapt, întâlnirea nu în sensul că nu e întâmplătoare. Era ideea următoare. Cheia problemei, pentru că de fapt orice lucru este o cheie. Cheia problemei erau românii din Transilvania. În februarie 1912, tratativele lor cu Tisa, cu primul ministru al Ungariei de atunci, au eșuat. Din momentul acela era clar că Ungaria nu va face nici cea mai mică concesie și că nu avea nimic de așteptat de la ea. Ați înțeles? Din momentul acela trebuia să întorci cârma vasului, dacă înțelegeți ce vreau să spun, și să mergi în acea parte care era dispusă să-ți dea drumul pe apă, să înaintezi ca să obții ceea ce dorești. Și din acest punct de vedere, acesta este proiectorul cu care trebuie privită întâlnirea de la Constanța. Știți că mi-am dat seama de asta când am văzut acea expoziție minunată care s-a inaugurat ieri și exact ca la un joc de cuburi, știți, în care la un puzzle în care îți mai lipsește ultimul cub, pe undeva pe stânga expoziției este un panou care reprezintă monitorul oficial din 4 iunie 1914. Monitorul acela spune tot. La 9.45 au venit și la 10 seara au plecat. De fapt, asta era perdeaua de fum. Ție în spate îți trebuia altceva. Tu lucrai la lucruri care urma să-l faci în 1916. Deci încă din primăvara 1914, Brătianu știa clar pe ce direcție se va îndrepta și trebuia o acoperire. Și bineînțeles că a avut. Modul cum s-a desfășurat acea acoperire v-a fost prezentat de frumos de colegii mei dinainte și de profesorul Vergati, iar profesorul Scurtu a prezentat ieri o concluzie foarte frumoasă la expunerea dânsului la deschiderea expoziției, în care arăta că în ultima instanță, dacă privim obiectiv și logic acea întâlnire, până la urmă și datorită ei s-a ajuns la realizarea idealului unitar de la 1 decembrie 1918. Acesta este panorama pe care o discutăm noi astăzi și cred că una din cele mai reușite, după părerea mea ca profesionist, întâlniri de istorici specializați, pentru că ne ajută să înțelegem mai bine lecțiile trecutului, să căutăm cel mai bine lucrurile care ne apropie, să le îndepărtăm pe cele care ne deosebesc. Vă mulțumesc foarte mult!